că legislația electorală nu poate fi modificată printr-o astfel de ordonanță, într-un mod care, practic, nouă ne restrânge drepturile electorale. Elaborarea unei ordonanțe de urgență care reglementează comasarea alegerilor o considerăm ca fiind nejustificată și mai ales că faptul că Partidul Mișcarea Populară rămâne fără reprezentanți în secțiile de votare, fiind un partid cu reprezentanți în Parlamentul European, fiind alegerile pe 9 iunie, normal trebuia să fie alegerile pentru Parlamentul European, chiar dacă s-a comasat, nu văd nici aici o problemă, Partidul Mișcarea Populară nu va avea reprezentanți în secție. Pe acest motiv, depunem memorie către instituția prefectului și vă rugăm să susținați guvernul. Noi, în mod evident, ca instituția prefectului, ca reprezentant a guvernului în teritoriu, vom prelua în acest moment această sesizare a dumneavoastră și, negreșit, în cursul zilei de astăzi, o vom înainta către guvern. Așa, iar în ceea ce privește cadrul legislativ aplicabil, vă asigurăm că la nivelul instituției prefectului, așa cum s-a întâmplat în decursul anilor, orice proces electoral am încercat să-l realizăm în condițiile legale și cred că nu au fost probleme la nivelul județului Suceava și în același timp o transparență deschisă către toți competitorii electorali, astfel încât înscrierea în această cursă să fie, mă rog, clansamentul să fie dat doar de votul populației. Principala critică adusă ordonanței este că modifică fundamental modul de desfășurare a alegerilor și mandatelor aleșilor locali cu doar 3 luni înainte de scrutin, ceea ce ar încălca standardele constituționale și internaționale. PMP acuză guvernul că favorizează organizațiile minoritare în detrimentul partidelor cu reprezentare în Parlamentul European, cum este cazul lor, lăsându-i fără membri în secțiile de votare. Marian Andronache, președintele PMP Suceava, condamnă această măsură și acuză că PMP este hărțuit de către ceea ce el numește Partidul Comasat Român. El a declarat că PMP a devenit cel mai hărțuit partid din peisajul politic românesc. Nu s-a mai întâmplat niciodată în trecut astfel de lucruri. Practic, Partidul Comasat Român trage PMP-ul pe linie moartă. Partidul Mișcarea Populară este un partid care a fost hărțuit politic din anul 2020, începând, probabil știți, cu alegerile parlamentare. Alegeri parlamentare în care într-o zi s-a numărat 99% din voturi, iar a durat o săptămână ca să se numere acel 1%. Și Partidul Mișcarea Populară nu a intrat în Parlamentul României, deși a depus peste 1092 de contestații. Contestații la Biroul Electoral Central, judecătorii Biroului Electoral Central, cei 8 judecători, au aprobat acele contestații. Reprezentantul Partidului Mișcarea Populară a aprobat contestația, normal, deci 9 voturi pentru contestație. 9 membri al celorlalte partide politice au fost contra contestației, iar cel care a făcut diferența, reprezentantul autorității electorale permanente din acel moment, a fost adus în costum de apicultor, efectiv, fiind covidat, și a votat contra, contestației respective. Astfel că, cu 10 la 9, contestațiile noastre au picat și Partidul Mișcarea Populară nu a intrat în Parlamentul României. Din 2021 asistăm la tot felul de atacuri asupra PMP-ului. Peste 92 de procese sunt deschise, sunt pe rol în acest moment. În special se datorează Partidului Național Liberal. De un an și ceva, Autoritatea Electorală Permanentă ne-a luat subvenție care ne este dată pentru, nu avem grup parlamentar, dar avem aleși local pentru consilierii județeni, pe motiv că în registrul partidelor este înregistrat un alt președinte, nu contează ce președinte este înregistrat în registrul partidelor, subvenția este a partidului și o primește partidul, nu un președinte. Lucrul ăsta se putea întâmpla
și cu PNL-ul, pentru că și președintele Ciuc a fost înregistrat după 6 luni, cele 6 luni trebuia să-și primească subvenția, sau PSD-ul la fel a avut cazul ăsta după ce domnul Ciolacu a câștigat alegerile și a înlocuit-o pe doamna Dăncilă. Ne considerăm hărțuiți în continuare. Această acțiune nu este singulară, ci face parte dintr-un demers mai amplu la nivel național, prin care PMP și alte organizații din Alianța Dreapta Unită cer atacarea ordonanței la Curtea Constituțională și sesizarea instituțiilor internaționale, în cazul în care guvernul nu revine asupra acestei măsuri considerate discriminatorii.